Vă invit din nou, iubiți frați și surori, în seara aceasta, împreună cu toții, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm împreună cu toții, să citim un cuvânt care se găsește în Marcu, la capitolul 9, la capitolul 10, pagina Sfânta Scriptură 974, Marcu, capitolul 10, de la versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Unul dintre cuvintele pe care le întâlnim des este privacy, intimitate, nu? Sunt legi date în direcția aceasta care vin să asigure omului o oarecare siguranță în ceea ce privește viața personală. La lucru, când mergi, n-au dreptul să știe anumite lucruri, pe stradă n-au dreptul să știe anumite lucruri. Nu de mult am întâlnit un caz, un român de-a nostru, un concetățean de-a nostru, care în momentul în care a semnat contractul de muncă, a semnat și una dintre prevederi care spunea că n-are dreptul să folosească lucrurile ce aparțin firmei la care lucrează, decât în scopurile firmei, nu în scopuri personale. S-a trezit într-o bună zi pe masa lui, pe biroul lui, cu concediere. A întrebat ce s-a întâmplat și a spus: Tu când ai semnat contractul de muncă, ai spus că n-ai să folosești ceea ce aparține firmei în scopuri personale. Omul nostru folosea computerul în timpul zilei și nu să nu credeți la cine știe ce prostii. Vorbea cu soția lui și îi transmitea dragostea, vorbea cu rude de ale lui. Și în momentul acesta a rămas uimit. A încercat să dea în judecată firma, a văzut că n-are câștig de cauză în România, a mers mai departe la Uniunea Europeană. Și nici aceștia, după luni de așteptare, au spus că intimitatea ta nu ți-a fost încălcat. Transpunând lucrul acesta în plan spiritual, sunt oameni care cred că în intimitatea lor nu poate să pătrundă nimeni. Sunt segmente ale vieții lor, domenii pe care nimeni nu poate să le atingă. Și o înțelepciune amară. Pentru că ne spune Sfânta Scriptură că înaintea ochilor aceluia cu care avem a face, totul este gol și descoperit. Și apoi ne mai spune Sfânta Scriptură faptul că judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la tot ceea ce este bine, fie rău, fie bine, lucruri făcute, știți cum? În ascuns. Așadar, înaintea lui Dumnezeu, termenul acesta de intimitate sau privacy nu este întemeiat. Oamenii lui Dumnezeu pe paginile Sfinte Scripturi, cum este David, de pildă în Psalmul 139, uimit de atotputernicia lui Dumnezeu, de suveranitatea lui, spre sfârșitul psalmului, spune: Cercetează-mă, Dumnezeule, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-me pe calea veșniciei. Omul ăsta a rămas uimit. A exclamat la începutul psalmului: Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. De departe îmi pătrunzi gândurile. Știi când mă scol și când mă așez. Și toate lucrurile, Doamne, despre mine. Și uimit de toate aceste lucruri, conștient de faptul că înaintea lui Dumnezeu nimic nu este ascuns, spre sfârșitul psalmului spune: Cercetează-mă, Dumnezeule. Aș vrea
astfel de oameni să fim și noi. Conștienți de faptul că totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, cercetează-mi viața, vezi dacă sunt pe o cale rea. Și dacă sunt pe o cale rea, du-mă, Doamne, pe calea veșniciei și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Dar atunci când vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, cercetează-mă, arăți maturitate. Arăți maturitate spirituală. Numai copiii cred că toate lucrurile sunt perfecte, dar odată ce ajungi la anumit nivel, îți dai seama că ești imperfect, că ai atâtea defecte și că sunt lucruri de reabilitat în viața ta, sunt lucruri de schimbat în viața ta. Și în modul acesta, atunci când vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, cercetează-mă, îți demonstrez că ești matur spiritual. Atunci când îi spui lui Dumnezeu să te cerceteze, îți arăți nevoia ta de a ști unde te găsești cu adevărat. Care este poziția ta adevărat. Doamne, de multe ori ne-am înșelat și am spus că suntem buni și că suntem mari. Dar atunci când Dumnezeu ne cercetează, ne arată nivelul la care suntem noi. Să nu trăim cumva într-o înșelăciune. Și apoi când suntem cercetați de Dumnezeu, ne arătăm dorința aceasta de a schimba ceva în noi. Că tot timpul este ceva de schimbat în viața noastră. Cei ce sunt mulțumiți cu starea lor sunt într-o stare de apostazie. Niciodată să nu fiți mulțumiți cu starea în care sunteți, spiritual vorbind. Doriți-vă întotdeauna să fiți mai buni, mai sfinți, mai corecți, mai aproape de Dumnezeu. Dacă ne mulțumim cu starea în care suntem, înșelăciunea vrășmașului, Dumnezeu dorește mai mult și noi să ne dorim mai mult de la noi și Domnul să ne binecuvinteze. A venit omul acesta la Domnul Iisus Hristos și a vrut să fie cercetat de Domnul. Ce-i mai lipsește pentru ca să obțină viața veșnică. Un lucru frumos, un lucru bun înaintea Domnului. Dar atunci când vii înaintea Domnului ca să fii cercetat, în primul rând, ești confruntat cu realitate. Trăim într-o societate în care lucrurile virtuale sunt la mare preț. Prieteni virtuali, oameni care au zeci și sute de prieteni pe internet, dar dacă ar fi să sune pe cineva că se simte rău să-l ducă la spital, n-are pe cine să cheme. Jocuri virtuale, tineri și copii care sunt prinși în astfel de lucruri și nu mai știu să facă deosebirea între lucrurile, între viața reală și viața virtuală. Și au fost tragedii care s-au petrecut pentru că n-au mai știut să facă diferența. Filme, telenovele, oameni care sunt răniți adânc în viața de căsnicie, găsesc ca ceva bun faptul că li se arată o viață fericită și o viață trăită în necurăție. Și asta e o soluție pentru viață, dar asta e o viață virtuală. Viața de căsnicie este o viață cu probleme, dar le putem rezolva împreună cu Domnul Iisus Hristos și Domnul să ne dea biruință. Vreau să vă spun că viața asta virtuală dorește vrășmașul ca să o trăim, pentru că el a fost încă de la început amăgitorul. I-a înșelat pe Avram, a înșelat pe Adam, a înșelat-o pe Eva și dorește să trăim într-o astfel de viață, o viață virtuală. Dar de multe ori ne înșelăm și noi singuri, crezând că asta e realitatea în care trebuie să trăim. Și știți cum ne amăgește vrășmașul? Prin faptul că nu schimbă lucrurile din temelii, nu schimbă lucrurile în profunzime, și de ajuns o virgulă să pună acolo pe un rând și sensul frazei este schimbat. Și noi trăim poate de multe ori într-o astfel de realitate. Punem la mai mare preț ceea ce făcea mama și tata, bunicul și bunica, pentru că sunt lucruri primite cu sfințenie. Sfatul unor frați pe care noi îi îndrăgim și îi apreciem, îi punem la mare preț. Dar vreau să vă spun că toate aceste lucruri, dacă nu au bază scripturală, dacă contrazic Sfânta Scriptură, vreau să vă spun că lucrurile acestea sunt zero. Ceea ce rămâne este realitatea cuvântului lui Dumnezeu, realitatea lui Dumnezeu și într-o astfel de realitate dorește Dumnezeu ca să trăim. Și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Uneori ne înșelăm singuri, dar Domnul să ne dea puterea în seara aceasta ca să ne trezim fiecare dintre noi. Tărea poporul Israel într-o astfel de realitate. Până într-o zi când preotul Hilchia a găsit în casa Domnului
cartea legii lui Dumnezeu și a venit la Iosia și a prezentat-o. Era o realitate bazată pe amintiri, pe lucruri păstrate din generație în generație. Dar când au găsit Sfânta Scriptură, realitatea a fost alta. Asta este realitatea, iubiți frați și surori. Este realitatea pe care o prezintă Sfânta Scriptură. Și toate celelalte lucruri, dacă n-au o bază biblică, sunt zero. N-au nicio valoare. Domnul să ne binecuvinteze și să ne întărească. Să trăim într-o astfel de realitate. Poporul Israel avea o categorie de oameni în mijlocul lor, și anume saducheii, care nu credeau în înviere. Și au venit la Domnul Iisus Hristos ca să-L ispitească și le-a prezentat un caz, poate ipotetic, a unei femei care s-a recăsătorit de mai multe ori. Și întreabă ei: Doamne, cu cine va fi împărăția Ta? Cu cine va fi împărăția lui Dumnezeu femeia aceasta? Cu care dintre bărbați va fi căsătorită? Și Domnul Iisus Hristos le spune care este, de fapt, realitatea. Dacă trăim într-o astfel de realitate bazată pe imaginații, pe proprii principii, pe proprii legi, aș vrea în seara aceasta să ne întoarcem la Scriptură, să ne întoarcem la ceea ce vorbește Dumnezeu, că asta e adevărata realitate. Tânărul acesta trăia într-o realitate a lui, dar atunci când a venit la Domnul Iisus Hristos, i s-a prezentat cum stau lucrurile cu adevărat. Tinere, omule, ție îți lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci, vino și urmează-mă și vei moșteni împărăția lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze și pe noi. Apoi când vii ca Dumnezeu să te cerceteze, ești confruntat cu propria imagine. Știți că sunt acele oglinzi care prezintă lucrurile într-un mod deformat, nu? Cel ce e slab devine gras, cel gras devine slab, cel scund devine înalt și contrar, nu? Ei, mulți dintre noi trăim într-o astfel, privim într-o astfel de oglindă. Mulți dintre noi privim și vedem lucrurile într-un mod deformat. Pentru că n-am făcut altceva decât să ne luăm puncte de referință greșite. Când a venit Vameșul la închinare, a avut acolo lângă el un coleg de închinare, și anume pe fariseu. Și fariseul, în momentul în care se ruga, spunea în inima lui: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca Vameșul acesta. Puncte de referință joase. Punct de referință jos. Vameșul. Ceilalți oameni. Aș vrea, iubiți frați și surori, când privim și ne luăm puncte de referință, să privim înspre Domnul Iisus Hristos. Înspre El să privim noi și înspre El să tindem, ca El să ne dorim să fim. Dar mai privim în oglinzi din astea deformate, pentru că suntem îngăduitori față de noi înșine. Amintiți-vă de David. A fost extrem de nervos când a auzit că în împărăția lui să petrece o astfel de nedreptate. Adică mielușica omului sărac să fie sacrificată în cinstea bogatului. Și când el se făcea vinovat de faptul că la nevasta altuia și-a semnat sentința la moartea lui Urie. Atunci când suntem îngătuitori cu noi înșine, ne vom vedea buni și ne vom vedea mari. Dar Domnul să ne ajute să fim îngăduitori cu alții, dar să fim cu noi extrem de severi. Doamne, binecuvintează-ne și ne ajută. Dar cum ne formăm noi imagine în viață, oare? Oamenii își formează imagine pe baza propriilor evaluări. Biserica din Laodicea, de pildă, a spus despre ea însăși: sunt bogată și nu duc lipsă de nimic. O evaluare. O evaluare pe care și-a făcut-o. Și când vine Domnul și face adevărată evaluare, lucrurile nu stăteau așa. Ne mai facem evaluare, o proprie evaluare, pe baza evaluării celorlalți. Au venit la Domnul Iisus Hristos niște bătrâni. Au venit cu un caz. Robul unui sutaș era bolnav și au spus ei Domnului Iisus Hristos, fapt relatat în Luca capitolul 7, caută să-i faci bine. Pentru că omul ăsta ne-a zidit sinagoga. Omul ăsta s-a luptat pentru noi. Omul ăsta a făcut ceva pentru noi. Dar vreau să vă spun că parcă totuși nici asta nu-i corectă, nu? Ne evaluăm noi, ne evaluează alții și parcă nici asta nu-i corectă. Singura evaluare care rămâne în picioare este evaluarea pe care ne-o face Dumnezeu din ceruri. Omul ăsta, din
pasajul din seara aceasta. O privit înspre el și a spus: Doamne, toate astea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și s-a ridicat cineva de acolo din mulțime să spună că nu e adevărat. Nu, o părere bună personală, o părere bună a celorlalți din jur, dar vine Domnul și spune: îți mai lipsește un lucru. Noi de multe ori privim la ceea ce izbește ochiul, dar când Dumnezeu face evaluare, El o face corect, pentru că pătrunde dincolo, pentru că Domnul cercetează rărunchii, cercetează simțirile și gândurile inimii noastre și evaluarea lui Dumnezeu va rămâne întotdeauna în picioare. De aceea, dacă vrem să avem o evaluare corectă a vieții noastre, trebuie să venim să ne facă evaluarea Dumnezeu din cerul și El să ne binecuvinteze pe toți. Amin. În momentul în care venim la Dumnezeu să ne cerceteze, suntem confruntați apoi cu dragostea sa. Spune versetul 21, Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Pe drumul care se coborea de la Ierusalim la Ierihon a căzut un om acolo, a fost jefuit și lăsat aproape mort și au trecut pe lângă el un preot și un levit. Nepăsare, nu? E, vreau să vă spun că de nepăsare este de multe ori acuzat și Dumnezeu. Dacă Dumnezeu s-ar interesa de noi, dacă lui Dumnezeu i-ar păsa, n-ar lăsa să se întâmple toate catastrofile astea, n-ar lăsa Dumnezeu să se nască astfel de copii cu malformații, n-ar lăsa Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și evanghelistul Ioan îi spune că Iisus i-a iubit pe ei până la capăt. Așadar, o dragoste necondiționată și o dragoste până la capăt. O dragoste totală. De astfel de dragoste avem parte fiecare dintre noi. Dragostea lui Dumnezeu în viața noastră, atunci când El ne cercetează, se arată prin faptul că spune lucrurilor pe nume, spune lucrurile tranșant. Spunea Domnul Iisus Hristos: eu mustru și pedepsesc pe toți cei pe care îi iubesc. Cum ați vrea dumneavoastră să trăiți? Să trăiți după propriile convingeri, după propriile instincte? Să fiți lăsat în voia sorții sau să vină Domnul și chiar dacă e dureros să vă mustre Domnul, dar să vă îndreptați? Eu spun astăzi cu toată tăria că îmi doresc mustrarea și îndreptarea Domnului și îi mulțumesc că dragostea și-o arată față de mine și prin faptul că spune lucrurile tranșant și spune lucrurilor pe nume. Apoi dragostea lui Dumnezeu se arată și prin faptul că El nu coboară ștacheta de dragul unuia și al altuia. Pentru că această coborâre a ștachetei n-ar însemna altceva decât împiedicarea în intrare în împărăția lui Dumnezeu. De multe ori suntem îngăduitori cu alții, dar vreau să vă spun că nu iubim. Atâta timp cât acceptăm ca și lucrul ăla, ca și lucrul celălalt, ca fiind bune, vreau să vă spun că noi nu facem altceva decât să coborâm ștacheta lui Dumnezeu, dar Domnul nu face asta. Domnul ne-a trasat un drum, ne-a trasat niște principii, ne-a trasat niște legi și urmărirea lor și urmarea lor vor duce ca noi să moștenim viața veșnică și Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze. Apoi, atunci când Dumnezeu ne cercetează și să-i confruntați cu dragostea Lui, El ne și dă un tratament, după ce ne-a spus ceea ce suferim, ne dă un tratament corect, corect. Dacă bem apă la anumite boli, să știți că nu funcționează. Dar poate ne trebuie niște injecții, cum făceam noi pe vremuri când eram acasă copii, poate moldamin sau altceva, penicilină, care dor, dar ai o siguranță că te tratează, ai o siguranță că îți vindecă boala ta. Ei bine, Domnul, atunci când ne cercetează și arată dragostea și prin faptul că ne dă un tratament. Tinere, omule, vinde tot ce ai. Asta este soluția pentru problema ta. Din dragoste îți spun. Uneori spunem lucrurile la supărare. Nu? Am avut o situație și vreau să vă spun că toți suntem buni moraliști. Am fi putut să spunem multe lucruri, lucruri adevărate. Și să facem pe oameni să-și plece capul. Dar vreau să vă spun că dacă lucrurile alea nu le spunem cu dragoste, mai bine tăcem. Ei bine, Domnul Iisus Hristos a dat dovadă de dragoste și dă dovadă de dragoste față de fiecare dintre noi.
Apoi când Dumnezeu ne cercetează, suntem confruntați cu sfatul Lui. I-a spus Domnul Iisus Hristos, vinde tot ce ai și împarte la săraci, vino și urmează-mă. Ăsta e sfatul pe care eu ți-l dau. Mari oameni din lumea aceasta, președinți, prim-miniștri, sunt înconjurați de oameni competenți, consilieri buni. Știți că sunt persoane care nu dau răspunsul pe loc, ci spun că îți voi da un răspuns după ce mă consult cu consilierii mei, cu oamenii mei. Sunt oameni care au studiat. Sunt oameni care au studiat în diferite domenii și sunt foarte buni în domeniile alea. Știți că David era înconjurat de astfel de oameni. În primul rând îl avea acolo pe Natan și pe Gad. Dar acolo, lângă ei, lângă oamenii ăștia care transmiteau mesaje din partea lui Dumnezeu, mai avea pe Ahitofel. Și sfatul omului ăstuia valora cât un cuvânt din partea lui Dumnezeu. E bine, iubiți frați și surori, avem cel mai bun sfătuitor din lume. Îl avem pe Dumnezeu. Îl avem pe Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște și trecutul, cunoaște și prezentul și cunoaște și viitorul. Și Domnul poate să ne dea sfatul. Dar știți care e culmea? Că de multe ori apelăm la Dumnezeu în problemele astea lumești. Să-mi cumpăr, Doamne, o mașină sau să nu o cumpăr? E din partea ta să-mi cumpăr casă sau să nu-mi cumpăr? Dar când e vorba de lucrurile astea spirituale, cu toții suntem buni. Cu toții le știm și nu mai avem nevoie de sfatul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, avem nevoie de sfatul lui Dumnezeu. Pentru că sfatul lui Dumnezeu, atunci când ne cercetează pe noi, vizează sufletul nostru. Iisus Hristos a venit în lumea asta ca noi să fim mântuiți. Și mai mult decât ne dorim fiecare dintre noi, cât suntem în seara asta aici, mântuirea, o dorește Dumnezeu pentru noi. Și pentru asta a făcut tot ceea ce era posibil pentru noi ca să fim mântuiți. Apoi, sfatul lui Dumnezeu vizează nu doar viața aceasta, dar și viața viitoare. Vinde tot ce ai și împarte la săraci. Știți că de multe ori mulțimea lucrurilor care le avem ne împiedică să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima? Știți că mulțimea lucrurilor pe care le avem ne împiedică să facem lucrarea lui Dumnezeu mai bine? Atunci când ai multe bogății, nu? Spunea Domnul Iisus Hristos, strângeți-vă o comoară în cer, acolo unde nu le sapă hoții și nu le mâncă molia. E bine, oamenii care au multe pe pământul acesta, multe bogății, au multe grijuri. Sunt oameni tot timpul tensionați. Dar Domnul dorește ca să ne eliberăm de toate lucrurile astea care ne ține legat de lumea aceasta și să putem să trăim în viața aceasta pentru El, pentru că El ne vrea pentru El și în veșnicie. Apoi, când sfatul lui Dumnezeu vine în dreptul nostru, nu ne vizează doar pe noi, ci vizează și pe ceilalți din jur. Dacă pentru tine, pentru sufletul tău, este bine să vinzi tot ce ai și să scapi de lucrurile astea care te țin legat de pământul acesta, împarte și la săraci. Nu privi doar înspre tine. Domnul are în vedere numai sufletul tău, numai persoana ta, ci Domnul are în vedere și pe ceilalți din jurul tău care sunt în nevoie. Și Domnul să ne dea ochi și pentru ceilalți din jurul nostru. Mă grăbesc să mă apropii de încheiere și spun că atunci când Dumnezeu ne cercetează, suntem confruntați și cu importanța deciziilor din viața noastră și urmările lor. Spune versetul 22, mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Și continuă Domnul Iisus, cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce sunt legați de bogățiile lor. Sunt domenii în viață în care mergem și facem o procură la notar și delegăm o anumită persoană să aibă dreptul de a ne reprezenta, are dreptul de a semna în locul nostru și de a lua decizii în locul nostru. Dar cât privește viața spirituală, fiecare pe cont propriu. Ne-ar place să delegăm pe altul să iei decizii în dreptul nostru, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune altceva. Fiecare este responsabil înaintea lui Dumnezeu de deciziile pe care le luăm. Domnul ne avertizează de lucrul acesta. De aceea deciziile din viața noastră trebuie să fie niște decizii urgente. Învățătura diavolului este, trăiește-ți viața. Bucură-te. Și când ai fi la bătrânețe sau mai încolo, când s-o sfârși lucrurile astea, te vei pocăi și tu.
Dar vreau să vă spun că aceasta este o înșelăciune. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, bucură-te tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar nu uita că pentru toate acestea te va chema într-o zi Dumnezeu la judecată. De aceea spun astăzi că sfatul lui Dumnezeu este ca să luăm decizii urgente în viața noastră de pocăință, să nu lăsăm pe mâine, că ziua de mâine nu este a noastră. Într-o noapte a venit Dumnezeu și i-a spus unui om bogat, nebunule, noaptea aceasta ți se va cere sufletul și a cui vor fi toate lucrurile acestea. Așadar, să luăm decizii urgente înspre pocăință. Deciziile acestea să fie niște decizii totale, nu parțiale. Nu doar ceea ce credem noi sau ne-ar plăcea nouă. Dacă Domnul ne spune tot ce împiedică dă de la o parte, să dăm la o parte. Dacă mâna ta te duce în păcat, leapădă de la tine. Dacă piciorul tău, ochiul tău, leapădă. Tot ceea ce te împiedică pe tine, leapădă. Pentru că e mai bine ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu fără o mână sau un picior. Dar să ai parte de bucurie în împărăția sa. Apoi, deciziile noastre trebuie să fie niște decizii radicale. Vinde tot ce ai și împarte la săraci. Omul ăsta din bogat pământește, devine bogat spiritual. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să devenim astfel de oameni. Pavel, în momentul în care l-a câștigat pe Hristos, a spus că lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. O schimbare radicală, o schimbare a minții mele. Nu mai văd lucrurile de pe pământul acesta ca fiind bogății, ci văd pe Hristos ca fiind adevărata comoară și Domnul să ne binecuvinteze. Și apoi, deciziile pe care le luăm în viața noastră să fie decizii definitive. Vinde și împarte. În momentul în care dai ceea ce te împiedică, să nu te mai întorci la ele. Să nu te mai întorci la lucrurile care altădată erau o piedică pentru tine de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Pavel spune, bancă și acum le socotesc ca pe niște gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Nu mă mai întorc la lucrurile alea că-s gunoaie. Dar mulți dintre noi ne-am întors la lucrurile care altădată le-am lepădat ca fiind gunoaie. Domnul să ne binecuvinteze și să luăm niște decizii, dar să fie decizii definitive, permanente în viața noastră. Aș vrea doar câteva întrebări în două minute să le pun. În primul rând, când ne-am rugat ultima dată înaintea lui Dumnezeu ca să ne cerceteze, dar să fie o rugăciune sinceră, nu o rugăciune motivată de fel și fel de lucruri. Să ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească pentru a ne corecta cu adevărat viața noastră. Răspundeți-vă dumneavoastră. Ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit fiecăruia în parte, că trebuie schimbat, am pus noi oare în aplicare? Sunt oameni care doresc să le vorbească Dumnezeu, dar să le vorbească cum vor ei. Dumnezeu vorbește prin proroci, Dumnezeu vorbește prin predicatori, Dumnezeu vorbește prin copii, vorbește prin cântare, vorbește prin accidente și prin nenorociri. Dumnezeu ne vorbește, numai noi trebuie să avem urechi de auzit. Apoi, sunt domenii în viața noastră oare care mai au nevoie de schimbare? Sau credem că am ajuns la perfecțiune? Ce termene de comparație avem în viața noastră? E Iisus Hristos oare domeniul nostru? Este modelul nostru Iisus? Oare suntem conștienți de dragostea lui Dumnezeu? Sau încă mai avem dubii în privința aceasta? Și privim la contul nostru, la sănătatea noastră și ne îndoim de dragostea sa? Apoi, ce iubim mai mult? Viața de pe pământul acesta sau viața veșnică? Răspundeți-vă dumneavoastră, dar să dați niște răspunsuri înțelepte. Amin.